mai complexe, astfel încât Pământul evoluează constant, cu toate fenomenele geologice aferente, cu apariția tectonicii plăcilor, cu tremure, cu vulcanismul pe care îl are, totul determină o evoluție. Dar lucrul cel mai surprinzător este că în timpurile recente, relativ recente, vorbind de ultimii, nu știu, zeci de mii de ani, omul însuși influențează această geologie. Suntem obișnuiți să credem, să auzim astăzi că omul influențează foarte mult viața pe planetă. Vorbim astăzi despre o criză a biodiversității, vorbim despre o nouă extincție în masă determinată de oameni, dar iată că oamenii determină de asemenea schimbări la nivel geologic ale planetei. Gândiți-vă, spre exemplu, în cazul exploatărilor miniere. Iarăși ne gândim la asta în ceea ce privește efectul lor asupra mediului biotic în România, asupra mediului biologic. Dar în momentul în care se extrage minereu, spre exemplu, tot ceea ce nu este de interes în materialul care se scoate la suprafață se numește steril, este depus sub formă de halde de steril și acel material scos din interiorul Pământului, dintr-o dată este expus într-un mediu în care el nu exista în mod normal, interacționează cu elemente din atmosferă, interacționează între ele însele, astfel încât determină apariția de noi minerale și roci. În afară de această acțiune, oarecum indirectă a oamenilor asupra mediului geologic, există și acțiune directă, pentru că materiale de construcție, cum ar fi cărămida, betonul, sunt roci în sensul cel mai propriu al cuvântului, sunt roci artificiale care vor supraviețui din punct de vedere geologic exact ca alte roci despre care vorbim și învățăm astăzi. Și cel mai nou tip de rocă pe care puteți vedea și care este unul îngrijorător, este o rocă ce înglobează plastic și se pare că astfel de roci vor deveni din ce în ce mai frecvente. Ceea ce puteți vedea în expoziția noastră este un fragment generat în urma unei erupții vulcanice în Hawaii, când lava a încorporat, printre alte lucruri, elemente de plastic și astăzi vorbim despre roci din plastic. Sper ca acel mic filmuleț din partea stângă să vă inspire, să veniți la muzeu. Este o expoziție care beneficiază de asemenea de o scenografie deosebită și eu sper că v-am trezit astăzi interesul încât să ne vedem acolo. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la muzeu. Domnule Bănuț? Aveți... Vreau să le invit pe colegele dumneavoastră de la să ne prezinte standul, să ne spună ce putem vedea. Se pricepe mai bine decât noi. Bună seara! Domn director a făcut prezentarea. Numele meu este Oana Popa, sunt cercetător științific la Muzeul Antipa din București și standul nostru, aflat pe o alee lângă această scenă. Este prima linie, primul din capăt. Este primul din capăt, o să vedeți acolo la intrare un banner foarte frumos cu expoziția noastră de fluturi vii, care vă așteaptă la muzeu până în luna septembrie, până când vremea o să înceapă să se răcorească și fluturii nu or să mai fie atât de dornici să zboare. Dar împreună la stand o să facem experimente, o să extragem ADN din fructe, sub îndrumarea noastră o să faceți singure acest experiment, o să extrageți material genetic din fructe. De asemenea... Cum extragem ADN-ul din fructe? Le măcelărim? Un pic la început, da, și apoi numai și numai cu chestii pe care le avem în casă, cu detergent de vase, cu sare de bucătărie, cu un spirt. Veniți la stand și acolo o să... Un experiment care nu trebuie făcut acasă fără... Poate fi făcut, dar bineînțeles, părinților. Cu supravegherea părinților. Iar putem face împreună de asemenea brățări cu secvența de ADN a animalului preferat. Vă alegeți dintr-o paletă foarte largă de specii de animale și împreună cu colegele mele veți construi aceste brățări. Vedeți, și eu am una la mână și este cu secvența de ADN provenită de la un melc fără casă, un melc foarte frumos, de un albastru intens. Îl cheamă Bilția cerulens sau Limaxul albastru. Și
puteți observa o lume pe care nu o putem vedea cu ochiul liber, o lume fascinantă, o lume care este descoperită în laboratorul de microscopie electronică a muzeului, o lume pe care colega mea, dr. Rosalia Motoc, o să vă dezvăluie și o să vă spună câteva din secretele meseriei ei. Ne vă mulțumim foarte mult pentru invitație, în primul rând, și vă așteptăm la stand. Mulțumim!